capricile iubirii. Antonio a vrut să împărtășească sentimente și când vede că pe bune de nu cum trebuie, care să le ofere și respect, să nu le trateze într-un anumit mod. Dar nu era pe asta chestia, că da, știu. Stai liniștit, că știu și eu ce zici, dar nu e. E bine, modul lor de a se simți. Nu poți să zici că interacționa cu toată lumea cum interacționa cu tine. Asta n-ai cum să mi-o spui niciodată în viață. Nu, păi clar era, dar nu prea mult. Și nu toți oamenii îi ofereau ce probabil i-ai oferit tu. Chiar dacă fiind vorba de nimic financiar. Păi da, dar numai că nu a stat în baza numai la asta, adică ca și cum a venit, am stat, după aia a plecat și am rămas doar pe mesaje, cu toate că n-ar mai fi vrut să plece deloc din Liverpool. Da, asta da, zic, da, dacă chestia asta dacă emoțională, atenția, păi da, dacă, atenția asta emoțională, dacă ar fi vrut, ar fi căutat-o mult mai mult, ar fi făcut mult mai multe lucruri să obțin. Și dacă a văzut că nu-i ofeream, nu insista să, nu făcea căuta să atragă din nou atenția. Nu crezi tu prea fraier, da. Nu e adevărat, eu nu pot să zic. Dar eu cred că... Tot. Da, și eu știu. Mă, oricum, la chestiile n-aveai. Trebuie să mă cunoști pe mine ca să pot să și n-aveai cum ăștia decât de o zi. Era aproape imposibil. Și noi ne discutăm niciodată în direcție. Dar dacă avea așa simț să-mi citească un om, bravo. Ăsta simțul ăsta e, te naști cu el, e unul la un moment. Exact. E problema că ea fusese fată de bani, gata. Și la un moment dat, maică s-a părăsit-o, dar s-a recustat de niște câte ori, că nu avea niciun ban. Dar câți ani avea? 4? Vrei să ne mutăm de aici? Mai trebuie și altă parte. S-a obosit aici în casă. Și aici în casă și aici în locul ăsta. M-am morțit. Sau e săturat de discuțiile astea și scrie subiectul. Deloc, absolut deloc. Deloc. Pare rău că nu pot să mă exprim cum trebuie, că le-aș fi dus. Stăteam așa până dimineață. Ne luam și semințe. Vorbeam ca fetele. Așa vorbesc fetele. Da. Mersi. De când eram, îmi doream să o conversație cu iubita mea ca fetele. Știu că pot să fac orice în viață. Absolut orice. Doar că mi-e frică de schimbările astea de stare din mine. Și le-am avut toată lumea. În toate relațiile am avut. Dar te gândești de unde pornește chestia asta de când nu. Te plictisești repede de oameni? E chinul meu, oarecum. E chinul vieții mele. Când sunt singur și îmi doresc atât de mult o relație și să fiu într-o relație. Și mai când sunt într-o relație și așa, mă simt. Poate nici relațiile pe care le-ai avut n-au fost tocmai potrivite. Și asta e adevărat. Poate într-o relație găsi ceva, poate în alta altceva și niciodată nu ți-ai găsit echilibru. Da, dar nu cred că există o persoană care să... Să-ți ofere tot. Exact, tot cum vreau eu. Asta, cred că asta am învățat aici. Capricile iubirii. Mie mi se pare că ți-a făcut un compliment în momentul în care ți-a spus vorbesc cu tine ca și cum aș vorbi cu fetele, nu? Nu e... Dar nu m-a deranjat, mi s-a părut amuzant că vorbim ca fetele. Asta înseamnă că e dispusă să vorbească absolut orice cu tine și că e deschisă, că cu fetele vorbești și de dele și de dele și de alte. Și mai bine decât să vorbești cu fetele, că știi cum e, vorbești cu fetele și după aia te știe și vântul și pământul, mai bine să vorbești cu partenerul tău. Așa este. Nu? Da, uite, noi, acum o să-i fac reclama Andrei, dar noi, înainte de emisiune, am făcut un video exact la inițiativa ei despre această chestiune. Părerea mea e că Antonia este ușor în eroare și multă lume este în eroare cu aceste așteptări. Pentru că nu există, o spun de un miliard de ori, am spus-o, suflete pereche, compatibilitate. Noțiunea asta ne înșeală oarecum. Noi avem, în momentul în care am ajuns la stadiul ăsta, extrem de multe lucruri de sincronizat.
Nu, este o logică atât de simplă, fiind un bagaj de cunoștințe, informații, valori, tot diferit de la unul la altul și ajungând în aceeași casă, nu ai cum să ai pretenția să funcționeze lucrurile ca pe roate. Dacă nu ai răbdarea și dacă n-ai înțelepciunea să le discuți, să le buchisești pe toate. Trebuie să înțelegi asta, Antoniu. Asta am spus că aici cred că am învățat lucrul ăsta, pentru că eu când făceam în cap ceva, ziceam doar tipologia și cum am eu în cap, până găsesc persoana aia nu există. Păi știi că dacă îți place fizic și rezonezi cu niște chestiuni din tabloul ei, da? Pentru mine trebuie... nu era de ajuns. Păi stai puțin, știi ce era cel mai important să aibă? Să fie maleabilă. Exact, să se dea după tine. Ăla era cel mai important lucru. Că dacă nu bifa la tot, dar era maleabilă, tu puteai să o aduci acolo și viceversa, și ea pe tine. Tu asta trebuie, orice tânăr trebuie să caute asta, capacitatea de a se adapta a unui partener. Că după aia lucrurile sunt mai simple. Adevărat. Da. Știi că și Ying și Yang sunt... Da. Cumva se mulează unul după altul. Nu e mai frumos atunci când evoluezi față de... lângă o persoană? Exact, că după aia dacă ești deja... perfect, un lucru te plictisești. Nu există utopia asta. Dar dacă ești foarte apropiat, nu poate, nu... E, lucrurile astea să știți că mie îmi plac și mie mi se pare că... sunteți bine, nu? Da, mergi spre bine. Și eu am zis să fie unul lângă celălalt, împreună vor putea trece peste toate problemele. Și i-am spus chiar și Marie, el are pe Antonio și Antonio are pe ea și trebuie să se înțeleagă, să comunice și să se sprijine unul pe celălalt. Ce-mi place la ei este relaxarea. Adică faptul că au discutat despre fostă relație, iar Maria a fost atât de calmă și fără crize de gelozie și deschisă să audă, să înțeleagă ce a funcționat, ce nu a funcționat, mi se pare foarte tare. Cred că toate cuplurile... ar face bine să încerce să fie cât mai relaxate din punctul ăsta de vedere. Scuze-mă că te întrerup, o asemenea deschidere am mai văzut, cred că, la Diana și Dani, vis-a-vis de foști. Exact cum a spus și Andreea, foarte receptivi, fără supărări, adică mi-a plăcut foarte mult. Asta dacă sunt de acord, că asta ne zicea și Eduard Puiu, doar că trebuie să existe o limită. Da, Gabriela, dar îți mai spun ceva. Nu poți să ajungi la stadiul la care să te logodești și până la urmă să nu începi să divulgi din trecutul tău. Că n-ai cum să trăiești cu ăla. Corect. Până la urmă, când vrei să locuiești în aceeași casă, treci un an, ai copii, trebuie să știm și niște lucruri din trecut. Hai, poate nu tot. Avem acolo 10% din umbra noastră, 5%. Dar nu poți să nu povestești despre ce ai făcut în viața.